Salutare, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la sesiunea noastră săptămânală de Camellia Coffee, la cafeaua noastră specială, virtuală, cu aromă de prietenie, cum spun eu, cu caimacul pus de prietenii noștri prin întrebările lor extraordinare. Încep cu mulțumirile pentru care le mulțumesc și, dragilor, mai am un motiv de bucurie. Faptul că sunt aici împreună cu voi de ziua celui de-al doilea nepot al meu, Alexandru, și apropo, vă mulțumesc mult pentru mesajele voastre, multe, multe, sunt aproape 100, așa. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase, pentru mesaje, pentru urări, pentru că sunteți alături de noi, de familia mea, ca de fiecare dată. Dragilor, vă mulțumesc tuturor și vă sunt pe deplin recunoscătoare. Este o zi specială pentru familia noastră și ați ghicit, v-ați dat seama, da, că după această sesiune pe care eu vreau să-i o dăruiesc, să știți, este în cinstea lui, ca să zicem așa, și tema este una minunată care se pretează și ar fi minunat să aveți și voi copiii lângă voi. Spuneam că după această sesiune pe care am pus-o la cale într-un mod strategic, ca să zic așa, noi am pus la cale o petrecere în familie, da? Cu o petrecere mai extinsă, cu toată familia noastră numeroasă. Alex are mulți invitați, da? Și copiii de vârsta lui și verișori, și o să fie o petrecere frumoasă. Până atunci, dragilor, vreau să petrecem noi frumos, vreau să petrecem noi timp de calitate, să învățăm niște lucruri ca de fiecare dată, să conștientizăm altele și, în general, să ne conectăm. Pentru că scopul sesiunii este de conectare, de conștientizare, de învățare, pentru că ce să fac și eu ca un profesor de o viață întreagă, da? Și psiholog, om care lucrează cu oamenii și numai asta știe să facă, îmi este cumva în ADN, în sânge, dacă, și nu greșesc când zic că și în ADN, pentru că mama mea a fost cadru didactic și cumva, vedeți, am gena asta de a învăța oamenii, de a învăța împreună și a crește împreună. Dragii mei, sunt Camellia Tița, prietena voastră, demolator de credințe limitative, constructor de speranță, încredere, viață nouă și livrator de fericire. Ați ghicit. Și spuneam că pe lângă toate aceste roluri asumate în relația cu voi, dragilor, da, lucrez cu oamenii de o grămadă de 10 de ani și să mă întreb de asta, să știți. Adică vine un timp în viața noastră când tragem linie, fie că o facem conștient, fie inconștient, ne vin niște gânduri și ne gândim ce lăsăm în urmă, care este sensul vieții, care este misiunea noastră, dacă suntem mulțumiți de ceea ce este în urmă, dacă simțim noi că ne-am împlinit potențialul, că am dat sens vieții noastre și dacă suntem mulțumiți de cine suntem și cum suntem la momentul actual, adică acesta al bilanțului. Bineînțeles că este o evaluare parțială, zicem noi în învățământ, da? Și colegii profesori știu despre ce vorbesc eu acum. Evaluarea finală este, după cum spune și numele, la final, da? Dragii mei, astăzi avem o sesiune specială pentru că este dedicată nepotului meu și o să vorbim, mare atenție, un subiect foarte, foarte frumos și foarte util, mi se potrivește tuturor. O să vorbim despre ce înseamnă să oferim ajutorul nesolicitat, da? Deci când nu ni se cere ajutorul și totuși vrem noi să ajutăm, pentru că vrem noi, da? Și cum se întâmplă că uneori acest ajutor pe care îl oferim noi cu bune intenții, da? Poate mai mult să strice, să distrugă, să saboteze persoana pe care noi credem că o ajutăm și nici de cum să o ajute în mod real. Să știți că este ruptă din viață treaba asta și vreau să vă spun că an de-a rândul și eu am făcut asta, am sărit în ajutorul oamenilor și am tras de ei să-i ajut eu cum credeam eu că e mai bine pentru ei. Nu,
dragilor, dacă nu ți se cere ajutorul, stai în banca ta. O să vedem mai multe lucruri despre asta, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat aici. Și avem niște întrebări minunate de la prietenii noștri care pun mai mult în lumină, mai mult în evidență ce înseamnă acest lucru. Și acum, pentru că suntem la o sesiune de Camellia Coffee, haideți să vedem ce avem aici. Știți că avem de fiecare dată lucrușoare minunate, da? Mă înconjor așa de niște lucruri frumoase și vreau să împărtășesc bucuria cu voi, evident. Păi, în primul rând, avem lumina, da, de la înviere. Apoi, pentru că eu am fost 2 zile la Prislop, da, la mormântul părintelui Arsenie Boca, astăzi am ales iconița cu părintele Arsenie Boca și este aici, lângă mine. Și cu siguranță părintele Arsenie Boca veghează această discuție. Eu vreau să-i zic discuție, da? Că este un dialog și vreau să fie un dialog, dragilor. Pentru că dacă aveți întrebări, dacă aveți teme de propus sau ceva de spus, vă rog eu să scrieți, da? Să scrieți în comentarii. Bună, Mihaela! Deci vreau să fie un dialog, dar nu mă lăsa singură, vreau să văd că sunteți aici cu mine, da? Deci, în afară de lumină și iconiță, evident că am cănița noastră care marchează întotdeauna întâlnirile acestea minunate, de care eu mă bucur, sper că vă bucurați și voi, da? Ei, unii da, unii ba, nu comentăm, da? Și am niște floricele minunate, deci pentru trandafira și aceștia galbeni, vreau să-i mulțumesc Mariei. Maria Bogdan, o scumpă, dragă, nu știu cum să-i zic, prietenă, o femeie foarte, foarte puternică din Clubul Femeilor Puternice, care a trecut pe la mine zilele acestea, da, împreună, de fapt, cred că e pe aici că mi-a dat așa, și, de fapt, am luat masa de prânz împreună, ca să fiu mai specifică, și mi-a oferit acești trandafirași atât de drăguți, știe că ador galbenul, da, culoarea aceasta solară, care înseamnă viață, viață de-a dreptul, speranță, încredere. Și m-am, dragii mei, acum am primit, da, mai înainte, niște tuberoze sau chiparoase, da, le mai zice, care au un parfum extraordinar, mă bucură, sunt și frumoase, înflorite, da, este aici un firicel mai puțin înflorit și e bine că e așa. Sunt minunate, parfumate și vreau să vă mai spun ceva, sunt printre florile mele preferate. Sunt de la soțul meu, știe el. Îi mulțumesc și lui pe această cale, în public, că am făcut-o și personal, să știți. Bun, dragilor, acum vreau să vă întreb, ca de fiecare dată, pentru că este un dialog nou, cum a fost săptămâna voastră? Și eu sper că a fost bună. Haideți să știți, vă îndemn la un exercițiu. Dacă sunteți tentați să ziceți acum, v-a venit instantaneu în minte acest răspuns, am avut o săptămână de cacao, n-a fost deloc bună, n-a fost bine, da? Așa, da, Mihaela. Deci dacă sunteți, v-a venit răspunsul ăsta, vreau să vă întreb acum, ce înseamnă pentru voi o zi reușită? Și aș vrea să vă definiți foarte clar, dacă aveți pe ce să scrieți, chiar vă rog să faceți acest exercițiu foarte util, credeți-mă. Definiți o zi reușită pentru voi. Cum arată o zi care vouă să vă fie pe plac, să vă bucure, să vă mulțumească și o aveți foarte clar în minte, da? Care sunt criteriile după care voi denumiți o zi reușită pentru voi. Da? Vă rog să faceți acest exercițiu. O să fiți uimiți să vedeți că noi de cele mai multe ori ne declarăm că nu suntem mulțumiți de ziua noastră. Așa, 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 sau n-a fost deloc bună. Dar dacă te întrebi specific ce înseamnă asta, începi să te vaiți. Păi aia. Toată ziua, deci de dimineața, de când tu te-ai trezit, până seara, când te-ai culcat, toată ziua a fost un lanț de nefericire? A, nu, păi dacă stau să mă gândesc, hai că am avut și momente plăcute, m-am întâlnit cu cutărița, am vorbit cu nu știu cine la telefon, mi-a zis șefa nu știu ce drăguț și m-a încurajat și m-a felicit.
A, va să zic că în decursul zilei ai avut și momente neplăcute, dar ai avut și momente frumoase, da? De ce ne amintim numai de cele neplăcute? De ce uităm așa de repede de acele clipe, momente care doar acum, da, momentul de acum contează? De ce le uităm și nu le acordăm importanță? Oare de ce acordăm mai multă importanță negativului, răului și ne place să ne văităm și să ne victimizăm, atrăgând cumva mai mult rău asupra noastră și motive ca să ne victimizăm și neglijăm, în schimb, aspectele pozitive, optimiste, care, bineînțeles, că ar putea să ne ajute mai mult. Pentru că ceea ce gândim, dragilor, și profesorul Constantin Dulcan, sper că știți despre cine vorbesc, spune clar, fiecare gând are propriul câmp energetic. Și dacă gândul este luminos, pozitiv, spunem că este de frecvență energetică înaltă, sigur că acesta cumva creează un câmp de energie pozitivă, zicem noi, înaltă, și din această energie cumva vin către noi, se întâmplă lucruri pozitive, un lucru bun atrage un alt lucru bun, pe când un câmp energetic negativ, care rezultă dintr-un gând negativ, da? Întunecat, să zicem, de frecvență joasă, sigur că va atrage după sine un alt rău, da? Să zicem, un alt gând negativ, o altă situație negativă, o altă stare negativă. Deci, dragilor, mare atenție la ce generați predominant în mintea voastră, în creierul vostru și ce câmpuri energetice creați în câmpul vostru, da? Efectiv, în aura voastră. Deci, mare atenție. De aceea vine acum în minte că mă uit în jurul meu, e bine să ne înconjurăm de lucruri frumoase care să ne bucure sufletul, de oameni frumoși, luminoși, cu o energie bună și, dragilor, revin la întrebarea cum a fost săptămâna voastră. Și poate că după exercițiul ăsta vă mai gândiți înainte de a spune, a, nasol, a fost, pa, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Poate vă mai gândiți, poate aveți acolo și lucrușoare frumoase de care încercați acum, instantaneu, dacă n-ați făcut-o până acum, să vă aduceți aminte, da? Și să vă mai întreb altfel atunci, în această săptămână, ce lucruri frumoase vi s-au întâmplat? Da, Simona Nicoleta, în săptămâna asta, ce lucruri frumoase ți s-au întâmplat, da? Și scrie-le pe agenduță. Bun. Dragilor, eu știți că, indiferent cum îmi petrec eu săptămâna și vă dau vouă raportul, știți că nu mă vait, da? Nu mă vait, ci din contră. Vreau să vă spun că eu am avut o săptămână plină, mereu spun așa, cu de toate, ca să știți că sunt și eu om în lumea asta și trec prin diverse stări, diverse situații, diverse pe care încerc să le gestionez, să le controlez, cum mă pricep eu mai bine. Așa se face, Nicoleta. Și în weekend ați văzut că am fost la Govora și de acolo, dragilor, am făcut o excursie. De fapt, a fost un pelerinaj. Am pornit de la mănăstirea Polovraj, care este un așezământ monahal, o mănăstire într-o poziție superbă la poalele munților. Apoi am fost la Straja și acolo m-am bucurat de acel schit unic și ați văzut, am filmat, e cam 7 minute are filmulețul, extraordinar, unic acest așezământ tot monahal, pe care l-am cunoscut acum câțiva ani când am fost la Straja cu școala specială, Centrul Școlar de Educație Inclusivă Balș, unde
Eram inspector pe vremea aia și am mers cu școala specială acolo și m-am bucurat în mod special de unicitatea lui, care consta în acel tunel minunat de 54 de metri dintre poartă și curtea, apropierea clădirii schitului, care e foarte mic, să știți, schitul, și are o poziție extraordinară. Ați văzut ce perspectivă, ce priveliște minunată se derula în fața ochilor de acolo, de la acea cotă de aproape 2000 de metri. Și acel tunel despre care vă povesteam, pe un perete are poruncile din Decalog, da? Cele 10 porunci, Decalogul, pe partea stângă, începând cu 1 septembrie, când începe anul bisericesc, în toate lunile, conform calendarului creștin-ortodox, da, în fiecare zi noi sărbătorim un sfânt. Este pomenit un sfânt, da? Și e un nume. Ei, am găsit acolo pentru fiecare zi a anului, ca să știți, un sfânt, o icoană. Și acolo îți găsești, și eu mi-am găsit, da, acolo icoana zilei mele de naștere, Sfânta Irina era acolo, deși pe mine mă cheamă Camelia, da? Părinții mei n-au ținut seama, se pare, de Sfânta Irina care era în acea zi. Și acolo am găsit și am și făcut poze cu icoanele tuturor copiilor, nepoților noștri, da? A fost o bucurie să revăd acele locuri minunate care mi-au picurat balsam în suflet, să mă bucur de priveliștea aceea extraordinară, minunată, vă îndemn să mergeți acolo, să respir la propriu și la figurat, da, să respir atât fizic aerul acela pur la acea înălțime, vă dați seama că e un aer foarte, foarte curat, și să respir cu sufletul, dragilor, să respir cu sufletul pacea aceea divină. Este un moment atunci când te conectezi la acea pace divină, sigur că din acea stare lăuntrică nu pot să iasă decât lucruri minunate. Și m-am bucurat din plin de acest moment, dedicat sufletului. De la straja, ați văzut, am făcut și o plimbare, am făcut și gândul cu tâlc acolo. Așa, am făcut și o plimbare cu telecabina, nu se numește așa, îmi scap acum termenul, și apoi am fost la prislop. Și la prislop am dormit acolo, ne-am închinat, am fost la mănăstire seara, pe ploaie, să știți, și a doua zi la liturghie și din nou am fost și ne-am închinat la mormântul părintelui. Ce m-a impresionat, dragilor, și vreau să împărtășesc asta cu voi, erau oameni care stăteau în ploaie la rând acolo să se închine părintelui. Era ploaie torențială. Duminica a fost o potop, ploaie torențială. Și mulți nu aveau umbrele, să știți. Și curgea apa pe ei și roia, erau ciuciulete și stăteau acolo. Tăcuți, liniștiți, cu minți, să le vină rândul, să se poată închina. Și chiar dacă erau uzi fleașcă, chiar dacă, nu știu, dacă le-ar fi fost frig, nu cred că simțeau ceva, pentru că pe fața lor era bucurie, era fericire. Și când coborau oamenii de acolo, să știți că am urmărit chestia asta, urcau oamenii împovărați, îngrijorați, se vedea pe fața lor, da? Că duceau cu ei niște gânduri, griji, de-astea de ale noastre, da? Lumești. Și coborau de acolo eliberați, liniștiți, cu senini, așa, cu lumină pe față, bucuroși, fericiți. Acum că erau fericiți că au reușit să-și împlinească această misiune, că erau fericiți că au simțit ceva special acolo, că erau fericiți datorită speranței și credinței pe care le au în suflet, că acolo cumva părintele îi va ajuta, nu știu motivul fericirilor. Cert este că erau minunați, dragilor, erau minunați. Da, deci asta a fost experiența mea din weekend. Marți, dragilor, am avut o sesiune minunată în Clubul Femeilor Puternice despre ce înseamnă să trăim în prezent, să trăim pe de-a întregul, aș putea să zic, în mod conștient, clipa de acum, momentul unic care există, să știți. Tot ce a fost în trecut a fost, nu mai există acum, da? Există doar niște amintiri, niște povești, da?
rămân niște povești. În schimb, ceea ce trăim, da, este doar acum și viitorul se creează doar cu ce construiesc eu acum, conștient sau inconștient. Nici viitorul nu există, încă nu există, încă nu este creat. Și sesiunea aceasta minunată a stat sub învățătorile lui Eckhart Tolle, care are o carte minunată despre acest aspect, da? Cum să trăim prezentul. Dragilor, nu ne bucurăm de prezent, credeți-mă, trăim pe repede înainte, fie fugim în trecut, da, cu regrete, frustrări, nemulțumiri, tot felul de povești pe care le rulăm și înhățișul cărora rămânem blocați, fie fugim în viitor cu anxietate, cu multe frici, da, frică de recesiune, frică de nu știu ce, nu știu, multe, multe, și s-au mai adăugat acum, chiar vorbeam astăzi cu cineva că i-a sunat alarma pe ro alert la 1 și ceva noaptea. Mi se pare dezastruos chestia asta, efectul ăsta, să știți. Faptul, știi ce înseamnă asta? Când te trezești din somn, ești cu subconștientul deschis, factorul conștient, deci mintea conștientă este adormită. Tu ești buimăcit din somn. Când îți intră un mesaj, indiferent că e pozitiv sau negativ, acesta intră direct în subconștient și te comporți în virtutea mesajului pe care îl primești. Și în acest caz mai specific, un mesaj de alertă care bagă groaza în tine, adăpostiți-vă, nu știu ce se întâmplă, vijelie de nu știu care și așa, și tu ești adormit și primești acest mesaj de sugestionare, nu știi după aceea de ce te comporți, ești plin de frică, de anxietate, pe care nu ți le explici, ca să înțelegeți corelația. Mi se pare distrugător și nu știu dacă este făcut cu intenție sau nu, dar să știți că este un demers criminal, mi se pare. Eu ca psiholog vorbesc, da? Deci, eu unde să mă duc să mă adăpostez la 1 noaptea din somn? Deci, mi se pare aberant, lipsit de sens și mi se pare absolut tendențios, să mă ierte Dumnezeu, dar are niște efecte dezastruoase. La mine n-a sunat telefonul, eu îmi închid, adică n-a fost sunetul acela, da, de alertă. Eu îmi închid telefonul, închid tot când mă culc și deși am înțeles că și închis dacă este telefonul, tot se întâmplă, tot au semnalul și avertizarea. Nouă nu ni s-a întâmplat. Bun, acum, spuneam de sesiunea de marți, da, că am vorbit despre timpul de acum, singurul care există. Dragilor, pe 8 septembrie începem cursul Vorbim sau Comunicăm și ne conectăm. Sau că am completat locurile, da? Grupa, mai sunt 3 locuri, o să învățăm să vorbim și în public, o să învățăm diferența dintre a vorbi și a comunica, că este o diferență majoră. O să vorbim despre principiile conectării, despre influență și accentul pe celălalt cu care vorbesc, ca să mă fac înțeles, să mă fac auzit și o să învățăm despre ce înseamnă un mesaj cu impact, să construim și să transmitem un mesaj cu impact care să aibă influența asupra celuilalt. O să vorbim despre relația dintre caracter și comunicare, despre comunicarea asertivă și comunicarea eficientă, despre limbajul corpului, limbajul paraverbal, care sunt mult mai importante decât limbajul verbal. O să vorbim despre puterea cuvintelor și a poveștilor personale. O să facem discursuri pe care să le și susținem, da, noi între noi acolo, și eu o să vă dau un feedback. O să vorbim despre controlul emoțiilor, modul cum ne gestionăm prestația și să vă dau un exemplu, să zicem că ai de prezentat un proiect, da? Ai de făcut o prezentare, să zicem că ai o ofertă, lucrezi într-un multilevel marketing sau lucrezi, nu știu, ca agent undeva de vânzări și ai de făcut o ofertă. Dragilor, fie că suntem în familie, fie că suntem
la serviciu, oriunde suntem mai mult decât noi singuri, da? Deci suntem două persoane, se spune că vorbim în public, să știți, da? Vorbim în public acolo. Deci o să învățăm să vorbim în public, o să învățăm foarte multe lucruri la nivel psihologic, cum să gestionăm o relație, cum să ne facem înțeleși, ascultați, și mai ales cum să ne conectăm, dragilor. Învățăm despre atitudine. Va fi un curs foarte valoros, prețul este modic, credeți-mă, deci este modic. Găsiți oferta pe pagina Academiei Camelia Tița Leadership Academy. Știți că sunt pasionată de vorbit în public, am luat și niște premii, sunt acolo sus. Ce să zic, este o mare pasiune a mea și sper că se vede, da? Și voi simțiți când eu îmi doresc să mă conectez la voi, sper că și reușesc și voi simțiți acest lucru și dacă eu pot să vă conving prin ceea ce fac eu, poate că vă încolțește și vouă sămâncioara aceea de dorință în mintea voastră, cred că ar fi bine, util să învăț și eu mai multe despre a comunica. Să știți că cele mai mari probleme, conflicte, situații de tot felul, negative evident, apar din cauza comunicării deficitare. Din cauza că nu știm să comunicăm. Credeți-mă, divorțuri, separări, părinte și copii nu se înțeleg, Doamnă, vorbesc ca cu pereții. Păi da, pentru că vorbești, nu comunici, nu te conectezi la el. Deci, dragilor, e pentru părinți, e pentru oricine, da? Chiar și adolescenți. Adolescenții cel puțin sunt atât de inhibați și de blocați cum nu vă imaginați. Adică ei vorbesc între ei în stilul lor, așa, dar nu au exercițiu comunicării. Da? Pentru că știți că la nivelul Academiei eu am desfășurat și programe cu adolescenții. Și știu foarte bine acest lucru. Să știți că mult mai volubili, mai buni comunicatori sunt copiii până pe la 12 ani, da? Deci până pe la 12 ani ei sunt deschiși, volubili, vorbesc, se exprimă foarte ușor, se deschid, povestesc, pe când de la 13-14 ani în sus deja încep blocajele, inhibițiile, problemele, limitările peste care trec foarte greu sau nu trec. Și această perioadă este foarte, cum să vă spun, este determinantă pentru dezvoltarea ulterioară a lor ca adulți și pentru succesul lor în viață, evident, da? Că despre asta vorbim. Dragilor, toate aceste lucruri eu le fac pe lângă activitatea din cabinet, voi știți, dacă lucrez cu oamenii în cabinet și sunt vindecător de suflete. A zis cineva așa, zice dumneavoastră, sunteți vindecător, nu mie, așa ca și meserie, da? Că psihologii cumva vindecă suflete. Dacă doctorii vindecă, mă rog, ameliorează boli și se adresează corpului fizic, noi ne adresăm minții, sufletului. Bun, la recunoștință, dragii mei, bineînțeles, cui aș putea să fiu recunoscătoare astăzi într-o zi atât de specială? Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru familia mea, pentru cei 4 nepoți ai noștri, care sunt vlăstarele familiei noastre, prin care noi, părinți și bunici, dăinuim în veșnicie. Și mai am aici o carticică, am uitat să vă spun, de la Alex, precise și el pe aici și mulțumesc pe această cale. A văzut că folosesc aceste povești cu tâlc în întâlnirile noastre și mi-a oferit seria a doua acestei cărți de povești pentru copii fericiți. Și eu vă asigur că poveștile acestea sunt terapeutice, povești cu tâlc, cu sens, povești asupra cărora ar fi bine să ne aplicăm ca sens, să înțelegem despre ce este vorba, să aplicăm în viața noastră învățăturile și avem și în astăzi, îmi venea să zic în această seară, dar încă nu e seară, avem și astăzi o poveste minunată la partea de reflexie, povestea cu întinderea aripilor
Și este o poveste prin care noi, părinți și copii deopotrivă, avem de învățat niște lucruri foarte importante. Odată, un tânăr fierar a observat pe creanga unui dud ce-i străjuia curtea, un fluture care se zbătea din greu să iasă din cocon. În lumină, în interiorul gogoșii de mătase, se zărea larva prăschimbată în fluture. Toată dimineața se zvârcolise ca să sfâșie pânza pe care o țesuse cu grijă pentru a se putea transforma. Deci aici este coconul, uitați, pe creanga de dud și înăuntru fluturașul care se zbate să străpungă pânza de mătase pe care el a țesut-o și să-și ia zborul, evident. Îngrijorat că fluturele, după câteva încercări, nu reușea să iasă din învelișul lui, tânărul se hotărâ să-l ajute puțin, tăind cu un cuțit mic și ascuțit capătul coconului pentru a-i înlesni ieșirea. El a crezut că a făcut bine, da? Bine intenționat. De îndată ce fluturele se află în afara gogoșii de mătase, mare îi fu surpriza tânărului când văzu că nu-și putea întinde aripile. Se purta în continuare ca o larvă, deși avea aripi. Se târa ca un vierme, dar nu era în stare să zboare. Cu buna lui intenție, băiatul iscase un dezastru ireversibil. Fluturașul ar mai fi avut nevoie de câteva ore ca să iasă din coconul de mătase care îl proteja. Acel efort final era necesar ca trupul lui să capete forță, putere, ca el să-și întindă aripile, iar mai apoi să se înalțe în zbor. Și acum o să vă arăt pe tânărul decepționat, supărat, aici jos este fluturașul neputincios, da? Care, pentru că nu a fost lăsat să-și întărească suficient aripile prin zbatere în coconul lui, îi este imposibil să zboare. Și bineînțeles că tânărul este tare nefericit și dându-și seama că, de fapt, dorind să-l ajute pe fluturaș, de fapt l-a condamnat la neputință, bineînțeles că această situație pe el îl face nefericit. Dragilor, haideți să extragem învățăturile de aici. Și de ce am ales eu această temă astăzi și am spus că eu dedic nepoțelului meu, Alexandru? Noi, ca părinți, ne place să-i ajutăm mult pe copiii noștri. Și aud deseori în cabinet, Doamnă, eu n-am avut jucării, n-am avut aia, n-am avut ailaltă, am fost copii modești, sărmani, am muncit mult, copilului meu nu vreau să-i lipsească nimic, vreau să aibă de toate, nu vreau să se chinuie, nu vreau să se zbată, suntem noi acolo, îl ajutăm non-stop la orice. Mare greșeală! Mare greșeală! Și de ce? Pentru că în aceste condiții copilul nu-și întărește aripile să-și ia zborul, ci rezultă din el un neputincios, un adult neputincios să zboare singur. Un copil pe care eu îl spăl pe mâini până la 7-8 ani, căruia îi dau în gură până la nu știu câți ani, îi pun desenele în față, telefonul, și eu îl hrănesc și el mănâncă automat, așa, cu ochii în desene, nici nu știe ce mănâncă, ce-i bagi în gură, ce mestecă, ce... No, mănâncă automat, așa. Un copil care nu știe să se îmbrace, să se dezbrace, să-și facă fundiță, să se încalțe, să își facă fundiță la cușireturile, da? la Adidas. Un copil care nu poate să aibă grijă de el conform vârstei lui, conform deprinderilor pe care ar trebui să le dezvoltăm copiilor la vârsta respectivă, va fi
cum să zic, un copil neputincios, neajutorat, cu neîncredere în el, lipsit de curaj, care nu se va implica în rezolvarea sarcinilor, care nu se va implica ca adult în rezolvarea problemelor, care va fugi de greu, va sta deoparte, dar eu nu mă bag, care nu va fi în stare să ia decizii singur și pune mâna pe telefon și sună un prieten, pe mama, pe așa o, și face ce-i spun ceilalți, ușor de manipulat, va fi un adult foarte sensibil, emoțional, care nu va fi în stare să facă față provocărilor vieții, dragilor. Va fi acel fluturaș care nu va putea să zboare. Nu va putea să zboare. Și acum, ca să înțelegeți și mai bine ce vă spun, vă dau următorul exemplu. Ca să ridicăm niște greutăți, da, fizice, la sală, gândiți-vă, ar trebui să ne antrenăm mușchii gradual. Eu nu pot să ridic 30 de kilograme, da? Să ridic o greutate de 30 de kilograme. Nu pot să fac asta din prima. Bine, nu pot eu nici. Dar dau un exemplu. Și încep gradual, ridic și eu cât un kilogram, unul aici, unul aici, mai pun unul după nu știu cât, da? După câteva antrenamente. O să ridic două, o să ridic șase, dar o să ridic gradual, în nu știu cât timp de antrenament, da? Zilnic, în care îmi voi dezvolta musculatura, o să reușesc, dacă asta am în intenție, să ridic și 30 de kilograme. Dar nu o voi putea face dacă eu nu mă antrenez. Fluturașul acela, ca să iasă din cocon, prin zbaterea lui, care i s-a părut ciudată și, cum să zic, suferindă și l-a impresionat pe tânărul nostru din poveste, zbaterea aceea, de fapt, are rolul de antrenament, de întărire a aripioarelor fluturașului, da? Ori vedeți, dacă băiatul i-a tăiat coconul și l-a eliberat, el nu a mai fost în stare, da, să își întindă aripile, pentru că nu era pregătit să iasă din cocon atunci, în momentul acela. Trebuia să mai stea în cocon, să se pregătească încă câteva ore. Vedeți, mai este o situație. Dacă ridic altcineva greutățile, mergând pe exemplu cu greutățile pe care vi le-am dat, dacă ne ridică altcineva greutățile, deci le ridică în locul nostru să ne ajute, noi nu vom putea niciodată să ridicăm cele 30 de kilograme. Vin copii la cabinet și când merg să se spele la baie, dacă facem activități, nu știu, de pictură, de făceam, acum nu mai lucrez așa, mergeam să ne spălăm, uite așa întindeau mânuțele, da, curgea apa și ei stăteau și așteptau să fie spălați. Și atunci eu îmi dădeam seama că ei nu au deprinderi de a se spăla, nu știu să se spele singuri pe mâini, da? Sau, mai tragic, copii mari care vin la locopedie și cu dantura deformată pentru că au băut la sticluță, la biberon, da, au supt. Și asta le-a deformat dantura, i-a infantilizat, deci efectiv nu se dezvoltă și fac un retard la nivel mental, da? Că nu vorbesc la timp, că nu fac lucruri, dar nu se înscriu, ca să zicem așa, în graficul dezvoltării psihosomatice. Și atunci, ce se întâmplă, dragilor? Putem să spunem noi că bunele intenții, de fapt, fac foarte mult rău și că de cele mai multe ori bunele intenții ale părinților distrug copiii. Și vă spune un om care numai cu asta are de-a face. Pentru că și adulții defecți sunt victime, dragilor, ale părinților lor. Undeva s-a greșit, undeva s-au făcut lucrurile anapoda, fie din ignoranță, din inconștiență sau, iertați-mă, și din prostie se mai întâmplă. Da? Bun, cu bune intenții, da, apropo de tema. Să știți că
Știu oameni care își doresc foarte tare să realizeze diferite obiective, au dorințe, dar nu sunt dispuși să depună efortul necesar pentru asta. Vor să ajungă la linia de finish fără să alerge și să transpire. De ce credeți? Pentru că nu sunt dispuși să depună efort. Pentru că nu și-au întărit mușchii puterii interioare. Pentru că efortul este necesar ca să ne dezvoltăm ca oameni și este necesar nu numai dezvoltării mușchilor fizici, ci este necesar dezvoltării mușchilor interiori, da? Puterea interioară, respectiv voința, partea aceasta, da, de volitivă, zicem noi, și alte resurse, ambiția, perseverența, care ar trebui dezvoltate și se dezvoltă gradual de când suntem foarte, foarte mici. De când copilul este născut, să știți, noi prin tot ce facem, influențele asupra copilului, noi dezvoltăm adultul de mâine. Copilul, adultul de mâine, prin deprinderii, abilități și toate influențele pe care le avem asupra copilului, de fapt, pregătesc și construiesc adultul de mâine. Punem fundația. Și unii specialiști susțin că până la 2 ani de viață ai copilului, da, se formează valorile, se transmit valorile de muncă și de iubire la copil, da, până la 2 ani. Chiar vorbeam astăzi cu un client în cabinet despre achizițiile pe care copilul le câștigă în grădiniță de la grupa mică, de la 2 ani și jumătate, 3 ani. Deprinderi de tot felul, de socializare, comunicare, relaționare, deprinderi de servire și autoservire, își dezvoltă autonomia, ceea ce nu ai cum să-l înveți tu acasă. Nu ai tu cum să-l înveți acasă ca părinte. Deci, copiii care nu merg la grădiniță, să știți că înregistrează o întârziere în dezvoltare. Fie că vă dați seama, fie că nu. Bun, dragilor, mai zic o idee și cu asta închei. Când urcăm muntele, de fapt ne cucerim pe noi înșine, adică ne întărim puterea fizică și psihică prin efortul fizic, dar și de voință. Deci când urcăm muntele și ajungem în vârf, spunem că am cucerit muntele, da? Dar, de fapt, ne-am cucerit pe noi, să știți. Puterea noastră interioară. Și acum trec la întrebări, niște întrebări minunate, foarte, foarte bune, o să vă placă și o să facem și mai multă claritate, da, asupra acestor intenții bune care se soldează cu eșec, din păcate. Elena Matei, abonata noastră la Camelia Coffee, zice așa: într-o societate imorală, toate invențiile care măresc puterea omului asupra naturii, nu numai că nu sunt bune, ci sunt un rău incontestabil și evident. A zis asta Tolstoi, da? Este un citat. Intenția ar fi grozav de bună, omul, stăpânul naturii, dar de ce rezultatele sunt distrugătoare? Bună întrebare, Elena! Și acum, cu ocazia acestei excursii pe care am făcut-o, chiar am reflectat la asta când eram printre munți pe defileul Jiului și, mă rog, și pe Transalpina și, în general, când iau contact cu natura, mă preocupă această întrebare și pe mine. De ce oamenii nu-și dau seama că afectând natura, ne afectăm și ne facem rău nouă înșine? Și știți că am făcut gândul cu tâlc, coboram de pe Transalpina, de la Rânca, m-am oprit, era o priveliște foarte frumoasă, dar duceți-vă să vedeți gândul acela cu tâlc, și jos era o mizerie oarbă. Erau atâtea deșeuri, gunoaie, peturi, hârtii, deci era dezolant. Un peisaj extraordinar de frumos, de generos, minunat. Și când te uitai, da, în iarbă, în acel loc, îți venea să plângi. Deci, un contrast izbitor. Nu m-am putut abține și am filmat asta. Și am pus gândul meu acesta cu tâlc, da, cu sens,
profund, l-am pus, ca să zic așa, l-am adus în atenția voastră, a noastră, a tuturor. Oare de ce, dragilor? Omul crede că stăpânește pământul și pierde din vedere că este dat spre îngrijire de Dumnezeu. Și își înțelege prost rolul din ego-ul lui, din mândrie. Omul vrea să domine, să se simtă stăpân, cum am zis, să se simtă atot puternic, chiar se erijează în Dumnezeu. Și mi-a venit în minte, scriind acest răspuns pentru Elena, ideea că și diavolul a fost înger, da, la început a fost înger. Și înger fiind, ulterior, din mândrie, el a vrut să fie ca Dumnezeu. Și din mândrie a căzut în disgrație, a fost izgonit, da, a fost alungat din împărăția lui Dumnezeu. Omul, tot din mândrie, vrea să stăpânească și nu-și dă seama că unele fapte, inovații, pot duce la pierzare și nici de cum la evoluție. Și el e bine intenționat, da? Taie pădurile ca să facă mobilă, să vândă, să se umple de bani, să facă afaceri, să... Bune intenții, da? Care sunt rezultatele? Dezastruoase. Rezultate care ne costă pe toți. Ne costă siguranța, stabilitatea, sănătatea, ne costă binele nostru și al generațiilor viitoare. Omul uită că natura îi este dată pentru a-l susține. Deci Dumnezeu ne-a dat totul, plante medicinale, animale, păsări, dar fauna și flora o avem ca să ne fie bine, să conviețuim împreună cu ele, nu să le distrugă. În momentul în care omul a început lupta cu natura, a început lupta cu el însuși, împotriva lui însuși. Cu cât planeta Pământ, solul, este mai toxic, mai contaminat, cu cât mediul, da, este mai contaminat, cu atât omul este mai bolnav, mai nefericit și cu atât mai mult va simți nevoia să respire. Și nu va putea să respire, sufocat fiind, de gunoiul, și la propriu și la figurat, gunoiul lui. Gunoiul pe care îl aruncă în iarbă și îl lasă. Cât ar dura să-ți pui într-o punguță, oricum vii cu o punguță, da? Că dacă consum doze acolo, da, băutură și așa, le pui în ceva astea. Cum ar fi ca după ce ai consumat, că o bere la doză, că o sticlă de ceva, ți-ai făcut un sandwich și l-ai servit acolo, bravo, să fii sănătos. Cum ar fi să ți le strângi, să ți le pui în punguță, să iei punguța cu tine, așa cum ai venit cu ea, și să o pui la primul tomberon? Ar fi greu? Cum ar fi ca în loc să-ți scuturi tu scrumul de la țigară pe pământ, pe iarbă și să călcăm noi toți și inclusiv copiii în scrumul, în substanța aceea toxică numită nicotină care ne otrăvește sângele, asta face, otrăvim pământul, ne otrăvim pe noi, cum ar fi să fii atent? Da, și să-ți crezi, nu știu, ții un păhăruț de unică folosință, îți iei așa și îți scuturi scrumul, apoi la sfârșit îți iei, da, chiștoacele și așa și le arunci la gunoi. Cum ar fi chestia asta? Oare atât de greu să fie? Nu, dragilor, e foarte simplu, dar treaba asta cu educația e foarte grea. Sunt răutăcioasă acum, așa e? Să-mi scrieți aici cum vedeți voi problema asta, dacă îmi dați dreptate sau din contră mă combateți. Nu mă supăr dacă mă combateți, dar eu sunt convinsă că cei care sunteți aici cu mine sunteți în asentimentul meu și nu vă plac lucrurile astea. Deci, dragilor, atâta timp cât natura este bine și omului îi este bine, cât omul distruge natura prin
acte necugetate, prin exploatarea resurselor haotic, prin intoxicarea apelor și a solului, prin poluare atmosferică, ce face omul? Se gazează, se intoxică, se distruge, se îmbolnăvește singur pe el și copiii lui. Prin ce? Prin otrăvurile, prin noxele eliberate, prin otrăvurile aruncate, da, nicotina e o otravă, dragilor, pe pământ, aruncată pe pământ. Prin faptul că taie pădurile, da, vânează și pescuiește ilegal. Să pescuiești în perioada de prohibiție sau să vânezi, da, braconajul, să vânezi, nu știu, exemplare care sunt rare, sunt ilegali și se mai face, credeți-mă, că poate mai rar, da? Dar tot se face. Și ce vreau să spun este că stăm foarte prost la capitolul conștientizare. Conștientizare. Deci, cu această idee vreau să rămânem. Tot ce facem naturii, nouă ne facem. Și în loc să avem plante medicinale sănătoase, pure, curate, să ne vindecăm, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat farmacia lui la îndemână, n-avem nevoie de chimicale, da? De medicamente sintetice din laborator făcute așa, care ne otrăvesc pe de o parte, da? Și ne fac bine pe de alta, ne ameliorează. N-avem nevoie de asta. Avem nevoie de aer pur, de apă sănătoasă, de un sol care să rodească sănătos, să mâncăm sănătos, pur, să fim conectați la noi, la Dumnezeu, la natură, să o respectăm, pentru că altfel ne distrugem și se vede. Da? Tot ce avem, dragilor, este rezultatul acțiunilor noastre. Tot ce avem, inclusiv pandemia, inclusiv războiul, cutremure și alte nenorociri, sunt rezultatele faptelor noastre. Bun, asta a fost pentru tine, Elena, am văzut că ești cu noi, îți mulțumesc din nou pentru întrebare. Am o întrebare acum de la Alex, care zice așa, simplă și foarte concentrată. Ce pierzi alegând calea ușoară? Minunată întrebare. Vedeți, și tânărul din povestea noastră a crezut că îi ușurează calea fluturașului nostru și a crezut că prin gestul lui de a-i tăia coconul puțin acolo ca el să nu se mai spată, a crezut că îl ajută. Una e să credem, dragilor, și alta este adevărul, realitatea, ce se întâmplă și pierdem din vedere. Puterea, forța de a face lucruri, de a învăța să trăim efectiv, să facem față provocărilor vieții, să ne descurcăm bine în viață și să fim pe picioarele noastre liberi și autonomi. Asta pierdem. Asta pierdem. Ne pierdem pe noi. Deci omul are de toate la purtător. Are toate resursele, dar din diferite motive, conjuncturi și părinți hiperprotectori care protejează foarte mult copiii în mod excesiv și nejustificat, ajung cumva să infantilizeze, da? Cumva să handicapeze, dar sună urât chestia asta, da? Cumva să le ia puterea copiilor. Și copiii nu sunt în stare să se dezvolte, să se descurce nici măcar ca adulți. Din punct de vedere emoțional și al voinței, ei nu pot să facă față încercărilor, provocărilor, vicisitudinilor vieții. Deci asta pierdem când alegem calea ușoară. Copiilor le place să le fie bine și părinții să facă lucruri în locul lor, să strângă părinții jucăriile, să-i îmbrace, să-i dezbrace, să pună, da, să facă ordine în locul lor, mama să facă ghiozdanul, mama să care ghiozdanul, da, sau tata, mă rog. Deci să facă lucruri în locul lor. Mare greșeală faceți, să știți, dragilor, ca părinți, mare greșeală. Și știți când veți vedea efectele acestor greșeli?
greșeli când ei vor fi adulți. Și nu vor fi în stare să trăiască pe picioarele lor. Și vor fi dependenți de voi ca părinți. Și nu vor vrea să-și ia zborul din cuibul părintesc. Și îi va speria orice schimbare, orice necunoscută. Și nu vor vrea să ia decizii și să-și asume responsabilități. Abia atunci veți vedea efectele protecției voastre excesive și nejustificate. Dacă nu ne zbatem puțin și nu suntem puși la treabă și nu ne dezvoltăm, da? Atât nu e vorba numai de corpul fizic, ci e vorba și despre mușchii minții, ai sufletului. Dacă nu ne dezvoltăm acestea prin a face lucruri pentru noi, ulterior, de multe ori va fi prea târziu. Pentru că ceea ce nu facem la timp, chiar dacă facem tardiv, nu va fi așa, nu va fi bine. De ce? Pentru că sărim peste niște etape firești de dezvoltare în creier și creierul se va reconfigura sub o altă formă. Deci, ascultați-mă, lăsați-i pe copii așa cum pot ei, dar nepricepuți. A, deci auzeam așa. Dar ce, doamnă, eu am răbdare. Eu am răbdare să stau să strângă el jucăriile o oră. Păi, dar nu stai lângă el. I-ai spus, mama, noi ne pregătim de masă, da? Te rog să strângi jucăriile, să-ți faci ordine în camera ta. Și faci asta cu o oră înainte de masă, dacă tu știi că atât ai trebuie copilului. Și îl lași acolo să-și facă treaba. Da? Mai arunci cât un ochi. Mama, cum stai cu ordinea? Te înscrii în timp? Avem puțin, da? Îl lași să-și facă lecțiile, da? Doar îl controlezi. Deci știu părinți, mame în special, care stau cu copiii, cum să spun, 3 ore, dacă are de scris și de învățat, cu el acolo. Mare greșeală, să știți. Niciodată nu va face singur. Și am copii adolescenți la liceu și îmi spune, doamna, pe mine mama m-a ascultat din clasa 1 și eu nu pot să adorm până când o aștept pe mama să vină de la serviciu ca să mă asculte. Și era la liceu, clasa 11. Deci dacă nu vine mama să mă asculte și la un moment dat mama nu mai putea să o asculte, lecțiile se înmulțiseră, orele se mulțiseră, mama era tot mai obosită, venea tot mai târziu de la serviciu și în loc, când venea, în loc să pună, să gătească, să facă una alta, trebuia să asculte copilul, da, la lecții. Și ajunsese să nu mai pot, doamna, nu mai pot. Dom'le, cine te-a pus să faci asta? Cine te-a pus? Deci mare atenție cum gestionați această problemă a temelor, da? Nu facem temele cot la cot cu copiii. Noi le dictăm și ei scriu. Tuc, 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 am mai văzut și de-astea, mai știu și de-astea, da? Și copilul, mama, hai vino, hai că nu știu. Și intră așa într-o stare, doamnă, nu poate singur, fără mine, plânge, mă strigă. Normal că plânge și te strigă, pentru că el e speriat. Dacă tu l-ai învățat să stai lângă el și să-i dictezi și să-l ajungi și să-i arăți așa și să... Sigur că el e speriat să fie singur, știe că nu poate. El singur nu poate, pentru că tu i-ai indus ideea că el singur nu e în stare. În loc să-l încurajezi și să-i zici, mama, eu am încredere că tu poți, da? Uite, mama e aici, da? Eu gătesc, fac treabă, uite, am de făcut asta. Tu îți vezi de lecțiile tale, da, aici, mă strigi atunci când e necesar și nu-ți iese. Când nu-ți iese exercițiu, atunci, mulțumesc frumos, Elena, pentru urări. Atunci mă strici și eu, mama, sunt aici și te ajut. În cazul în care, într-adevăr, am văzut că tu te-ai căznit, nu ți-ai ieșit, da? Și eu te ajut atunci. Dar ei nici nu încearcă. Nu, că eu nu pot, eu nu știu, eu... Înțelegeți? Și mama zice, e milă. Dar ce să fac, doamnă, să-l las să plângă? Lasă-l să plângă, are nevoie să și plângă. Păi cum vrei tu să faci om din el dacă... Ești acolo non-stop și faci lucrurile în locul lui. Te întreb și eu așa, da? Retoric mai degrabă. Deci asta se întâmplă, dragilor, când alegem calea ușoară. Mai am o întrebare de la Octavian, care el reda aici o povestioară, da?
Octaviane, îmi ridica și o provocare de nici n-am putut să mai dorm bine azi noapte. Deci, chiar, haideți să vă citesc și vouă, dacă n-ați văzut-o pe Facebook. O povestioară, da? Și încep, deschid ghilimelele, este o povestioară din Eckhart Tolle, da? Cu povești înțelepte, cu înțelepciune. A fost odată un împărat care, fiind mulțumit de tot ce avea în împărăția sa, a dorit să-și răsplătească supușii printr-o masă copioasă. Trebuie să recunoaștem că aceasta era o intenție bună, nu? Și a dat împăratul toate ordinele necesare. În acest timp însă, văzând împărăteasa vremea frumoasă de afară, a hotărât ca masa să aibă loc în aer liber. În felul acesta, mesenii puteau să profite nu numai de masă, ci și de aerul înmiresmat al primăverii, ce tocmai venise, și aceasta era o intenție bună, nu? Tocmai trebuia să fie servită supa. Bucătăreasa, întrucât observase că afară era mai cald, iar supa era fierbinte, a hotărât să lase oala cu supă neacoperită, pentru a se răci mai repede și astfel să fie savurată cu mai multă plăcere de meseni. Era într-adevăr o intenție bună, nu? În acel timp, în apropiere, un vulpur tocmai prinsese în ghiare un șarpe veninos pe care se pregătea să-l ducă de mâncare puilor lui. Intenție bună, nu? Că doar nu poți condamna un vulpur că vrea să-și hrănească pui. Șarpele, ridicat în aer de vulturi, încercând să-și salveze viața, aruncă venin. Poți oare să condamni șarpele că a vrut să-și salveze viața? Intenție bună, așadar. Veninul căzu în oala neacoperită, supa fu servită, mesenii mâncară și muriră. Asta a fost povestea și Octavian întreabă, prin urmare, cine e de condamnat din punctul dumneavoastră de vedere? Mi-ai dat temă, nu jucărie. Și eu i-am dat temă creierului meu. Și vreau să spun că am și un răspuns mai lumesc, așa, după mintea noastră, ca să zicem, cu care judecăm noi în mod frecvent lucrurile. Dar dincolo de acest răspuns, eu, la nivel spiritual, mai văd și altceva în această poveste. Dragilor, toate lucrurile sunt cum sunt, nici bune, nici rele în viață. Și orice dezechilibru creat, da, clar, cu bunăvoința lui Dumnezeu, da, pentru că tot ce se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu, este cu rolul de a pune un echilibru. Dincolo de dramatismul poveștii, da, și de, cum să zic, faptele acestea care par făcute cu bună intenție, da, pentru că tot avem tema de bună intenție, sigur că sunt niște nuanțe acolo care pun din nou în evidență că nu întotdeauna bunele intenții, se soldează cu lucruri bune. Deci, mie mi se pare că pune chiar mai mult în evidență prin acest deznodământ fatal, da? Faptul că supușii care l-au servit pe împărat foarte bine au murit. De asemenea, întăresc ideea că este ceva acolo care nu ne scapă, este printre cuvinte, ca să zic așa, la nivel spiritual. Și cu siguranță, fie împăratul, fie bucătăreasa, fie cineva de acolo a avut nevoie de a învăța ceva. Și totodată, ei or fi învățat sau nu, dacă au mai avut ocazia, dar noi putem să învățăm. Și Eckhart Tolle este un spiritual care sunt convinsă că atunci când a scris această poveste, a pus-o acolo cu tâlc, da? A pus-o cu intenția ca noi să învățăm. Vedeți, la prima vedere așa, putem să gândim că se pot întâmpla foarte multe accidente banale, da? Adică
cineva într-un loc nepotrivit, la timpul nepotrivit, cu oamenii nepotriviți, că se întâmplă lucruri nepotrivite, că sunt întâmplări aparent. Dragilor, nimic nu e întâmplător. Și, repet, sensul tainic al acestei povești poate fi că acolo s-a pus un echilibru la nivel universal. Nu știu cât de recunoscător era împăratul, într-adevăr. Da, noi o luăm ca atare, că vrea să fie recunoscător și să-și exprime recunoștința față de serviciile pe care le primea de la supușii lui. Să mergem pe premiza că și împărăteasa a fost de bună credință, l-a susținut pe împărat și că a vrut să facă din acest moment, ca să zicem, un festin de ținut minte, da, istoric, adică mai mult decât atât a plusat și a vrut ca oamenii, invitații, să se bucure de aerul curat, de primăvara miresmată și mergem și pe această premiză. Când e vorba de bucătăreasă, eu am o reținere și să vă spun de ce. Precis nu avea protecția muncii făcută. A fost o glumă. Dar a dat dovadă de o crasă neglijență. Am înțeles intențiile bune, da? Să se răcească, da? Să se răcorească supa, era cald, o supă fierbinte. Am înțeles. Dar, dragilor, noi avem o vorbă din popor care zice oala neacoperită dă ceva al dea. Și așa s-a întâmplat. Și ce vreau să spun cu asta este că în momentul în care ea a ales să lase oala descoperită, da, cu supă, nu s-a gândit femeia că ce se poate întâmpla la maniera asta, deși ar fi trebuit să se gândească, să fie prevăzătoare, că putea da o muscă, o insectă, da, nu știu, adică eu, de exemplu, știu că toate recipientele care conțin mâncare, lichide, așa, efectiv trebuie să acoperite până la a consuma. Da? De ce? Pentru că lichidele în special absorb energiile de orice fel din... Și așa s-a întâmplat și acolo. Din punctul meu de vedere, după mintea noastră lumească, dincolo de aspectul spiritual, eu aș zice că acea oală, deși a fost descoperită cu intenții bune, nu ar fi fost indicat să fie lăsată descoperită. Ce s-a întâmplat ulterior, n-avem cum să învinuim, vulturul în firea naturii lui vâna, da, cu atât mai mult că avea puișor, trebuia să-i hrănească, șarpele în natura firii lui, da, ca să se apere, eliberează venin, cum fac atâtea vietăți. Deci, din punctul meu de vedere, dacă e să o luăm așa ad literam, doar bucătăreasa ar fi cea responsabilă, ca să zicem, responsabilă pentru prin neglijență, da? Și uitați-vă câte lucruri se întâmplă din neglijență, din nebăgare de seamă. Ce, cu ce am asocia noi neglijența? Nu știu ce vă vine în minte, dar eu mă gândesc așa. Când facem lucrurile, trebuie să le facem cu cap, dragilor. Și cumva ar fi bine să anticipăm, să ne dăm seama, să conștientizăm ce se poate întâmpla atunci când alegem să facem lucrurile într-un fel sau altul. Orice decizie ar trebui să fie însoțită cumva să înțelegem efectele acțiunii noastre. Vedeți, e clar că bucătăreasa noastră nu s-a gândit la efecte. E clar că a lăsat doar bunele intenții să conducă acțiunile ei. Și astea sunt rezultatele. Sunt oameni care se lasă conduși de instincte, doar de bunele intenții și nu întâmplător se spune că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Și sensul lui este și altul, da? Că dacă doar ai intenții bune și nu acționezi în acord cu ele și cu cap, pavezi calea către iad. După cum mai este și sensul acesta că dacă acționezi doar după o minte rudimentară, un nivel de conștientizare scăzut,
cum a fost aici, fără să-ți dai seama de urmări, de efecte, sigur că se pot întâmpla lucruri dezastruoase. Și să știți că sunt, cum să spun, se întâmplă. Se întâmplă când ne facem chiar acest lucru, că aruncăm chiștoacele pe pământ, că ne aruncăm otrăvurile, gunoaiele, noxele în aer și în ape și așa, chiar și asta ține de această categorie. Inconștiență, ignoranță și plătim prețul. Și mie mi se pare foarte interesantă și reală această analogie, da, această extrapolare între ce s-a întâmplat în povestea noastră și ce se întâmplă la nivel macro, universal, în cazul distrugerii naturii. Da? Deci nu suntem la nivelul de conștientizare prin care să ne dăm seama că prin acțiunile noastre ne autodistrugem, ne facem rău. Deci așa aș interpreta eu, nu știu, Octavian, cât te va mulțumi pe tine răspunsul meu, a fost tot ce m-a tăiat pe mine capul, ca să zic așa. Oricum, mulțumesc mult de tot pentru poveste și pentru provocarea pe care mi-ai ridicat-o, pentru că am pus încă o dată și mai mult în evidență anumite aspecte, de ce bunele intenții nu sunt suficiente, de ce bunele intenții se pot solda și finaliza cu lucruri urâte, tragice și... să fim mai atenți. Și cu o idee aș vrea să închei, dragilor, nu acordați ajutorul cu bune intenții dacă nu vi se cere. Nu știți contextul, nu știți ce vor oamenii ăia, nu știți nevoile lor cele mai înalte, nu știți misiunea și socoteala lui Dumnezeu acolo și dând năvală peste el să tragem, să-l împingem, să-l ajutăm, să-l, după mintea noastră, putem să-l distrugem. Îi sustragem lecțiile de învățat. Ați văzut ce s-a întâmplat tăind coconul, da? Efectiv, putem să-i paralizăm puterea interioară și prin ajutorul nostru cu bune intenții, de fapt să-i facem mai mult rău. Dragilor, mulțumesc că ați fost cu mine, mulțumesc încă o dată pentru urări și toate cele. Gândurile cu tâlc, da, le găsiți, așa suntem la 133, urmează acum să-l fac pe cel de-al 134-lea. Am avut sesiunea de Camelia Coffee 144. Mulțumesc tuturor că ați fost aici, mulți, puțini, nu știu. Importantă este învățătura, cât v-a folosit și cu cât ați rămas voi din această sesiune. Și m-ar onora și v-aș mulțumi mult dacă voi ați scrie un cuvânt acolo în comentarii despre... ce v-a ajutat, dacă v-a ajutat, o idee cu care ați rămas, să văd și eu că nu pierd timpul, dragilor. Din punctul meu de vedere, nu-l pierd. Dar să mă asigur că voi nu-l pierdeți cu mine, da? Vă pup și vă iubesc, dragilor. Pa!